parlamentari, doamnelor și domnilor, musafiri, aș fi adresat și parlamentului și guvernului, dar este ocupat. Dar nu-i bai, dar ei au fost deja. Sunteți un nou parlament și mă bucur, chiar mă bucur mult că ați avut răbdare să stați în sală, să mă așteptați și vă mulțumesc pentru primirea foarte frumoasă. Noilor parlamentari, vechilor parlamentari, vă doresc deopotrivă succes și un mandat plin de realizări. Aș fi vrut astăzi, în condiții normale, la început de mandat, să vă vorbesc despre lucruri importante pentru România. Aș fi putut să vă vorbesc despre centenar. 2018 vom sărbători 100 de ani de când există statul român modern. Aș fi putut să vorbesc, poate, despre proiectul de țară. Cu toții, și dumneavoastră, și dumneavoastră, și dumneavoastră, ne dorim, în definitiv, o Românie puternică și prosperă. Cu toții ne dorim ca României să-i meargă mai bine. Dar vremurile nu sunt obișnuite și suntem în plină criză. Sute de mii de români protestează în stradă. Națiunea e în alertă, e vie, e atentă și e foarte nemulțumită. O importantă cercetare sociologică realizată în ultimele 3 zile arată că aproape 80% dintre români consideră că țara merge în direcția greșită. Doamnelor și domnilor, cum s-a ajuns aici? La numai o lună după alegeri. În 11 decembrie, PSD-ul a recrutat o mare victorie. Grija ce ați avut-o,
se vede că nu a fost cea declarată în campanie. Nu prosperitatea poporului român a fost prima prioritate, grija primă a fost să... Lasă-ne! Prima casă! Grija prima a fost să vă ocupați de dosarele penalilor. Și românii sunt indignați și revoltați. Asta e situația. Unii mulțumiți, unii nemulțumiți. Ce facem, dragilor? Ce facem? Care sunt soluțiile? Care este marja de manevră pentru a ieși din acest impas? Grăiește! Retragerea ordonanței 13, eventual demiterea chinuită a unui ministru, este cu certitudine prea puțin. Rușine! Rușine! Alegeri anticipate însă, sunt alegeri anticipate, sunt în această fază prea mult. Asta este marșa de manevră. Cine trebuie să vină cu soluția? Păi în mod natural cel care a creat problema, PSD-ul. Președintele! Doamnelor, domnilor, președinții celor două camere, la lumina zilei, nu noaptea pe furiș.
legiferați pentru România. Dați legi bune pentru România, nu pentru un grup de politicieni cu probleme. Conduceți cei care ați câștigat alegerile, dar conduceți responsabil. Sunt mari așteptări din partea societății. Lumea v-a votat, fiindcă v-a crezut. Ce ați promis, faceți. Sunt mari așteptări din partea mediului economic. E nevoie de o guvernare și de o legiferare transparentă, predictibilă, sustenabilă. Nu vă bateți joc de România. Suntem într-o situație macroeconomică foarte bună. Nu puneți România în dificultate. Păstrați trendul ascendent. Păstrați creșterea economică. Sunt așteptări mari de la partenerii noștri internaționali. România este o țară stabilă, puternică în regiune. Am luptat, am legiferat și am guvernat din de mulți ani în așa fel cât România să devină parte puternică din NATO, din Uniunea Europeană. Lumea are mari așteptări de la noi. Să nu îi dezamăgim. Dacă PSD-ul, care a creat această criză, nu o rezolvă urgent, voi convoca, în virtutea atribuțiilor de președinte, consultări la Palatul Cotroceni pentru a vedea care sunt soluțiile posibile. Doamnelor și domnilor, ce fel de națiune vrem să fim? Vrem să fim o națiune puternică, prosperă, o națiune care își construiește un stat de drept și de respectă, o națiune care se poate mândri cu o justiție independentă, o națiune unde autoritățile colaborează loial, o națiune cu un parlament puternic, o națiune cu un guvern performant. Sau vrem să fim o națiune slabă, disprețuită, care pune totul în joc pentru a salva pe câțiva din situații pe câțiva politicieni în situații dificile. Merită România acest sacrificiu pentru câțiva politicieni? Asta este întrebarea. Acesta este scopul referendumului. O națiune puternică se construiește politicieni integri și credibili în vârful statului. Asta îmi doresc eu pentru România și asta cred își doresc românii. Asta este întrebarea. Ce fel de națiune vrem să fim? Pentru a afla realmente voința suverană a poporului român, voi convoca acest referendum. Aștept
și în multe, multe alte localități din România, din străinătate. Au fost demonstrații ample, localități, unde nu a fost o demonstrație la Revoluție. Incredibil. Imaginea aceea splendidă în piața Victoriei, cu telefoanele iluminate, cred că o știți cu toții. Iată, când politicienii au încercat să ducă democrația în coridoarele întunecate, românii au ieșit în stradă și au readus lumina în procesul democratic. Democrația trebuie ținută vie. Democrația trebuie apărată zi de zi, revigorată. Democrația nu este niciodată de la sine înțeleasă. Și pentru multă democrație este nevoie de multă educație. Și fericii pe părinții care și-au dus copiii în piața Victoriei pentru o lecție autentică de democrație. Doamnelor,